Ei bine, salutare dragilor și bine v-am regăsit la un nou episod de Sims 4. De această dată, familia Dumitrescu au trecut câteva zile de când am mai postat, însă am fost foarte ocupat, dar acum am revenit cu episoade noi, însă înainte de toate nu uitați să lăsați și voi un like, bineînțeles aștept și comentariile voastre, iar dacă sunteți noi pe canalul meu și vă place contentul, nu uitați să vă abonați, după cum bine știm, în episodul trecut am fost împreună cu părinții Ștefaniei la noua casă pe care aceștia o construiesc și am văzut că lucrurile nu stau deloc bine, puteți vedeți acel clip la mine pe canal, așa că haideți vedem cum va decurge și această zi în familia Dumitrescu. Draga mea, pe unde ești? Sunt jos, dragule, uite până aici în living. Ia vezi că vreau să discut ceva cu tine. Păi hai, coboară tu până aici jos să discutăm. Bine, hai că vin imediat acum. Ia fi atentă, vezi că o să vină astăzi un colet. Aulă, dar ce colet trebuie să vină? E surpriză, nu pot să spun acum. Hai mă, zi, ce surpriză, ce naiba, te-a apucat să faci vreo comandă, ceva pe internet? Nu, dragă, nu, o să vezi, e o surpriză pentru noi că, na, nu ne-am mai făcut și noi de mult surprize. Valentine, fii atent cu surprizele astea, că dacă e vorba de bani, să știi că pe mine nu mai interesează surprizele acestea. Ai, mă, nu mai fi așa răutăcioasă. Uite, iar a venit tâmpita asta de vecină care stă și se uită pe la noi pe la geamuri. E, las-o în pace, că știi cum e și ea nebună la cap. Zim despre ce surpriză e vorba, că mă apuc acum toți nervii. O să vezi, sigur o să-ți placă, diseară am planuri cu tine. Aolo, dar nu mă nebuni, ce planuri ai? E, nu pot să zic, dar sper să fii încântată. Na, mă gândeam că trebuie să mai facem și noi câteva mii schimbări pe aici. Mai, deci te rog frumos, dacă e vorba de bani sau chestii de astea, să dăm bani, să știi că eu nu ridic niciun colet. Hai mă, stai liniștită. Vezi că ți-a lăsat eu sus acolo pe birou ceva. Mă duc până la asta să-i spun să nu mai vine la noi la geam aici. Lasă-mă în pace, nu-i mai zi nimica. Naiba ce vine la noi la geam aici, să vezi ce-i fac eu lu asta acum că mă apucă toți nervii pe ea. Lasă-o, domne, în pace, nu mai atâta. Drăguță, pleacă mai de aici, de la noi, de la geam, nu mai veni și spiona. Vine bărbatul meu acum peste tine. Pleacă de aici. Uite, naiba ce stă și să uită la geam, nu vine să cred. Cred că trebuie să chemăm poliția, să, nu știu, sau. Auzi mai, Valentine. Ia fiate, mă, nu vrem să ne punem un gard aici să nu mai intre tâmpita asta pe la noi pe la ușă? Păi da, da, eu știu, avem bani să facem investiția asta acum că un gard e destul de scump. Hai mă, că dacă e, lasă să vedem, noi chemăm pe cineva aici și vine și ne ajută. Da, nu știu ce să zic, că dacă ar trebui să facem investiția asta, mai trebuie să ținem și noi de bani acum. Ce face la mic? E în camera acolo, stă cu mințel, du-te și tu până la el și vezi ce face. Bine, bine. Omul, trebuie să-mi termin și taskurile astea la muncă, că iară se ia directoarea asta de mine că n-am reușit până acum să-mi fac toate taskurile. Dar tu pleci pe undeva sau care e problema? Da, o să mă duc până în oraș, că am ceva de rezolvat. Aha, bine, vezi pe unde te duci. N-auzi, e sus? Da, da, da. Vezi că am plecat. Bine, dracule, ai grijă de tine. Hai, pa, pa. Dar unde s-o fi dus acum? Cine știe ce colet mi-o aduce asta pe cap acum să mă apuce toți nervii? Vai, doamne, trebuie să sun și pentru botez. Să programăm, uite, am uitat să vorbesc cu el, să-i spun să facem o dată programarea aia pentru botez. Poate nu mai găsim naiba locuri libere acolo. Hei, s-aude suneria de la intrare. Ia să mă duc, o fi venit asta cu coletul. Hai, stai aici, puiul meu, că vine imediat mami la tine. Dar ce naiba do suna atâta în continuă? Da, imediat, două secunde, vin acum. Ia uite, bă, mă sună în continuă, ce naiba. Aolo, dar ce-i cutia asta la intrare? Ferească Dumnezeu. Doamne, ce că fragil, dar ce naiba e în cutia asta așa de mare? Vai de mine, asta a comandat ceva imens aici. Să vezi ce-i fac, trebuie să mă uit pe carduri, să nu fi cumva să fi consumat toți banii. Ce naiba o fi în cutia asta atât de imens? Poate o fi luat ceva la copil, dar nu cred. Vă că scrie fragil pe el, nu atingeți, nu deschideți. Aolo, o fi vreo bombă, ce naiba. Ia să-l sun să văd unde e. Poate nu-mi răspunde la telefon acum. Mai, Valentin, vezi că ți-a venit macoletul, dar ce naiba că n-a trebuit să dau niciun ban. Păi ce naiba ai comandat, că este dita mai cutia. Hai, te aștept odată acasă să vii, să ne uităm ce e aici, că nebunesc. Nici nu pot să o bag în casă. Hai, te rog, acum vii că am... mă apucă și nervii. Hai, te aștept, pa, pa. Ia uite, bă, plecă repede de acasă, nu m-am lăsat pe mine cu cutia, dar ce credea că îi bag eu cutia în casă? Aolă, ce mă doare și burta, doamne, nu mai probleme îmi face. Ștefania, dragă, am ajuns acasă. Hai că vin și uite acum jos. Ce naiba ai comandat, mă, naiba, că-i dita mai cutia la intrare, mai nebunit. A, nu te-ai dus să te uiți în ea? Păi nu, că scrie acolo cică fragil și să nu mă ating de ea. E, draga mea, vreau să spun că am o mare surpriză pentru tine, așa că te rog frumos, închide ochii. Mai mă sperii cu surprizele astea, ia. 3, 2, 1, deschide ochii. Aolo, Valentine, dar ce naiba e asta? Draga mea, am luat ultimul model de televizor apărut acum în The Sims. Mai ai nebunit la cap, de unde naiba ai avut tu bani să cumpere așa ceva? Ia uite, un World TV de ăsta. Asta e o groază de bani, ai nebunit, de unde naiba ai cheltuit? Ai făcut vreun credit? Nu, draga mea, am avut și eu propriile mele economii. Mai, Valentine, de unde ai tu propriile tale economii când toți banii sunt la mine? Doamne, dar ce frumos e așa, dar cât a costat asta? Nu mai contează, în seara asta stăm și ne uităm pe Netflix. E, asta să crezi tu că ai copil, nu mai stai la niciun Netflix. Mama, cât am mai televizorul, nu-mi vine să cred. Băi, dar asta e scump rău de tot. Ia, vino să-mi arăți cum funcționează, hai. Da, uite acum, îl pornim.
imediat și-ți arăt, este o superbitate. L-am văzut acum 2 săptămâni când s-a lansat și am zis, clar trebuie să-l avem și noi. Mai Valentine, dar noi nu avem bani de așa ceva. Hai mă, ia să vezi acum cum se vede ea. Ce frumos se vede, da? Chiar într-adevăr se vede. Dar spune-mi, te rog, câți bani ai dat pe el? Nu mai contează, este surpriza mea pentru tine. Valentine, surpriză? Ce naiba pe banii noștri este surpriza mea? Cum naiba vine asta? Mai bine mi-aduce un buchet de flori, de când ne-am căsătorit, nu mi-aduci și mie un buchet. Lasă că uite la asta, stăm și ne uităm amândoi, în seara asta faci și tu niște popcorn. De unde popcorn? Că n-avem mașină de popcorn. Uite, mai bine cumpărai o mașină de aia și după aia te gândeai să iei televizor. Hai, lasă că îl facem dacă e la tigaie. Mai, dar chiar e frumos televizorul ăsta, să știi, îmi place foarte mult. Eu ți-am zis că e ceva frumos. Ia, du-te până sus, că plângea la mic. Da, uite acum mă duceam. Ia uite mă, hai că i-a plăcut la urmă surpriza pe care i-am făcut-o. Da, tăticule, ce ai? Ia zi. Ah, dragul de tine, n-asta mai căta cu tine cumva? Puh, dacă am pute aici pe lângă tine. Mă, Ștefania, nu i-ai schimbat mă la copil scutecu? Ba da, domne, l-am schimbat acum o jumătate de oră. Păi da, bă, că plânge aici în continuă. Ce să-i facă, bă, că nu se potolește. Da, tati, gata, gata, hai, stai liniștit, așa. Ia uite, bă, nu se oprește din plâns. Leagă-n-al, domne, și tu puțin, ce atâta? Ia, poate o vrea un pupic, mă, gândesc, sau eu fi foame, oh. Ia zi-i dau biberonul ăsta. Da, domne, dă-i, hai odată, ce n-ai bați atâta frică. Băi, ești ceva de speria, nu te obișnui. Trebuie să stai mai mult cu copilul. Așa, ușor. Trebuie să stau să te învăț dacă mai vrei să faci al doilea copil, ce faci? Când tu la primul nu te descurci. Da, da, nu mai facem pe al doilea. Așa, tati, ai văzut mai ce crize face? Așa, ia uite, bă, ce seamănă cu mine. Așa, să mănânci tot din biberonul ăla. Ia fii atent ce voiam să vorbesc cu tine. Hai să mergem până la restaurant să vedem dacă putem să închiriem acolo, să arvunim restaurantul. Păi și ăsta mic ce face? Mă vorbesc eu cu mama și zic să vină să stea o oră cu el. Trebuie să mergem, ce n-ai? Păi dacă vrei, hai să mergem. Nu știu ce să zic acum, te-a găsit și pe tine exact astăzi. Măi, Valentine, dacă nu mergem astăzi, mai este o lună până la Botești, ai nebunit și noi n-avem restaurantul organizat. Bine, bine, hai că mergem. Păi, hai că eu mă duc să sun pe mama și dacă e plecăm. Bine, bine, mă duc să stau la ala mică, văd că tot nu s-a potolit. Alo, bună mamă, ce faci? Ia fii atentă, hai vino până la noi că vreau să merg cu Valentin să arvunim restaurantul pentru botez. Da, hai, te aștept, o oră am nevoie de tine, nu mai mult. Bine, vezi că am vorbit cu mama acum, o să vină și o să stea cu ăsta mic, iar noi plecăm, da? Bine, dragă, bine. Da, intrați. A, bună mamică, ce faci? Să română, bine ați venit. Uite bine, mi-a zis Ștefania să vin pe la voi să stau cu asta mică. Voi ci că plecați să arvuniți restaurantul. Da, da, așa este, o să mergem să vedem dacă găsim ceva. Bravo, mamă, duceți-vă că mai e puțin și să apropie evenimentul. Bună, mamă. Bună, draga mea, bună, te pupă, mama, ce face la mic? E, uite, stă sus acolo, dacă te duci tu pe la el. Ne-am dat de mâncate, am schimbat și scutecul. O să lipsim cam o oră. Bine, draga mea, duceți-vă fără grijă, stați liniștiți. Nu vă faceți probleme, că o să am eu grijă de el. Chiar mi-era dor să mai trec pe la el. Păi, dragilor, o să mergem puțin în oraș, să vedem ce vor rezolva cei doi, mai ales că se apropie evenimentul și anume botezul. Să vedem și noi dacă vor reuși să arbunească restaurantul la care vor să îi facă botezul celui mic. Păi ce facem, domne, aici venim la barul ăsta? Da, mă, vino încoace, știu eu, e ceva frumos aici, abia ce s-a deschis. Aici vreau să-i fac lui ăsta mic botezul. A, și uite că tocmai ce mi-a spus că au un alt botez și că deja au organizat. Bă, dar aici vezi, bă, că e foarte scump. Mai, taci din gură, că m-a apucat toți nervii pe tine acum, vorbesc eu aici. Vai, cât de frumos, ia uite-te aici, ce drăguț a pus pentru copil. Așa vreau și la al nostru, uite câte baloane, doamne. Hai să intrăm înăuntru, vezi să nu deschizi gura să spui vreo prostie, că vorbesc eu cu patronul de aici. Bine, bine, hai. Bună ziua! Bună ziua! Sunt Ștefania Dumitrescu. Am dorit să facem și noi botezul. Păi, și când ați dori? Păi, peste aproximativ o lună. Puteți da și o dată, vă rog? Numai 2 secunde, vă rog, să așteptați că vreau să servesc pe cineva aici. Valentin, dragule, te rog, uite-te mai și tu pe aici și vezi dacă ți se pare ok. Da, doamnă, spuneți. Deci, Ștefania Dumitrescu este numele meu. Am dorit să organizăm și noi băiețelului nostru botezul. Avem undeva la vreo 30 de persoane. Ok, și data? Pe data de 29 septembrie. Păi, data, în data aceea să știți că avem ocupat. Cum, domnule, aveți ocupat, că am vorbit cu patronul de aici. Păi, da, dar este ocupat în perioada aceea. N-are cum, că am vorbit cu el, cred că ne-a pus pe noi pe listă că să fie ocupat pentru noi. Da, mie aici îmi pare o altă familie. Păi și nu spuneți ce familie apare acolo, din păcate nu pot să vă spun lucrurile acestea. Doamnă, îl sun acum înapoi pe patron. Vă rog, sunați-l. Mai Valentine, ci că ăștia nu mai au locul liber, ce naiba, așa bătut joc de noi, vezi, am zis să venim naiba mai din timp. Vino până afară aici. Da, dragă, imediat. Doamne, dar cum să nu fie locul ăsta liber pentru că eu aici vreau să fac botezul copilului. Aole. Hai, dragă, nu te impacienta, hai, vino până afară să vorbim. Dar cum naiba așa ceva să nu fie liber? Ia stai să-l sun pe ala. Alo, bună seara, Ștefania Dumitrescu este numele meu. Da, 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 știți că am vorbit cu dumneavoastră acum ceva timp că aș vrea să fac băiețelului botezul. Dar mi-a spus doamna de aici că aveți un alt eveniment. Păi eu n-am vorbit cu dumneavoastră și v-am zis să păstrați pentru mine. Ce fac eu acum? Bine, hai, uitați-vă încă o dată, vă rog mult, că eu am spus și oamenilor. Bine, 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 la revedere, la revedere. Valentin, unde ești, dragule? Sunt înăuntru aici. Mai, cică, a zis că se
uită din nou pe ăla și o să vadă cum face să ne bage și pe noi. Bine, dragă, bine. Ia uite, ți-ai și luat băutură de aici. Păi da, am zis să-mi iau și eu ceva dacă tot ai statul la vorbă. Mă, dar să știi că e frumos localul și îmi place cum e amenajat așa, uite, și cu locul ăsta pentru tort aici, foarte bine arată. Vezi, eu ți-am zis că este un local foarte drăguț. Apropo, abonații trebuie să știe dacă vor să dau la desi și această construcție, o găsesc pe Cărsforge. Ah, foarte drăguț. Păi hai să ne întoarcem înapoi acasă atunci. Bine, bine, hai să ne întoarcem. Dragilor, am văzut că din păcate n-au rezolvat mare lucru aici. Mă așteptam să prindă liber, dar se pare că exact în perioada în care ei își doresc să facă botezul copilului, atunci este un alt eveniment. Sper să rezolve cumva această situație, mai ales că Ștefania își dorește tare mult să îi organizeze copilului botezul în această locație, așa că ne vom vedea înapoi acasă. Gata, draga mea. Hai, lasă-mă că sunt tare supărat acum. Uite-te și tu ce situație. Lasă că rezolvăm noi. Hai, acum o să mă întrebe și maica mea exact ce am făcut acolo și nu știu ce să-i spun. Da, cine e? Noi suntem mama. Ia să-i, draga mea, ce-a făcut? Ați rezolvat? N-am rezolvat, mamă, că e ocupată locația. Aola, dar cum naiba să fie ocupată? Păi ne-ați discutat, băi, Ștefania, înainte, ce naiba v-ați trezit acum? Ba da, mama, am discutat. Păi și cum naiba v-ați zis că e localul blocat? Păi este un alt eveniment. Păi cum mai n-ați lăsat și voi o arvună, niște bani acolo? Păi n-am avut, mamă, na, au fost mai multe cheltuieli. Aolo, păi și nu, de ce nu mi-aș cerut mai, trebuia să ne cereți 9 bani, eu te văd că v-ați luat televizor în casă, de asta n-ați avut bani? Nu, mamă, nu, au fost alte chestii. Mai Ștefania, puneți-vă o dată cu capul pe umeri și rezolvați-vă problemele. Vreți să mă duc eu acolo peste ăla? Nu, că am vorbit și am zis că o să rezolve. Bine, bine, să-mi spui și mie ce ați rezolvat. Da, mamă, da. Ia zi, a fost bine ăla mic? Da, dragă, stai liniștită. Doar mi-a dat când ați plecat. Păi da, dragilor, cam acesta a fost episodul de astăzi. Eu sper că v-a plăcut episodul. Destul de multe chestii. Odată televizorul acesta, Ștefania n-a fost foarte încântată, mai ales că Valentin în continuare mai are de plătit la acel credit pe care l-a făcut și vedem că na, urmează și botezul și nu au foarte mulți bani și trebuie să organizeze toate lucrurile acestea. Așa că dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să lăsați și voi un like, bineînțeles să aștept comentariile voastre, iar până la un nou episod cu familia Dumitrescu, eu am fost Alex, toate cele bune, ciao!